La acest sfârșit de an, tehnica din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență s-a îmbogățit cu o embarcațiune de salvare pentru smurd. Barca poate suporta o greutate de aproape 3 tone și este formată din mai multe compartimente special create pentru scafandri și acordarea primului ajutor în caz de urgență, dar și pentru persoanele care se deplasează pe Dunăre, pentru navele de pasageri, pentru persoanele aflate în pericol în caz de poluare accidentală. Capacitatea embarcațiunii este de 12 persoane, dar poate suporta până la maxim 30 de persoane în caz de nevoie. Am fost dați ca exemplu de bune practici, am făcut și foarte multe subunități de pompieri, tot cu ajutorul autorităților locale, am primit foarte multe mașini de pompieri și asta ne-a ajutat foarte mult în rapiditatea deplasării la intervenții. Tot ce s-a făcut este făcut pentru oameni și pentru a veni în sprijinul oamenilor și pentru salvarea oamenilor. Embarcațiunea a fost achiziționată prin programul James, un proiect transfrontalier câștigat în 2013. O stație de comunicații cu alte nave sau cu organele de capitanie navale, un proiector care el poate fi acționat de la pupitrul de bord pentru circulația pe timp de noapte, rest, tablouri electrice, instalații electrice, tot ce ne e necesar pentru navigația în siguranță. ISU Giurgiu este primul inspectorat de urgență din România care a achiziționat o barcă de salvare de acest gen. Inspectorul șef spune că achizițiile pentru Giurgiu nu se opresc aici. În perioada imediat următoare va mai sosi o șenilată. Programul transfrontalier România-Bulgaria 2007-2011, prin care au fost achiziționate noile dotări, are o valoare de 4,7 milioane de euro, din care partea română a beneficiat de 3,5 milioane de euro. Embarcațiunea de salvare va avea un echipaj de 5 scafandri care în acest moment sunt la specializare la Constanța și care vor fi atestați în această meserie. Ei vor obține o certificare destul de valoroasă și vor fi capabili să intervină în situații dificile și la adâncimi considerabile ale apei. Deci, de asemenea, avem automobilul cu șenile pe care îl vom achiziționa chiar săptămâna viitoare. Și el, de asemenea, am căutat să răspundă necesităților dumnealor, în sensul că, pe lângă faptul că are șenile și va fi în stare să intervină în condiții foarte dificile și de zăpezi foarte mari, dar este amfibiu, deci va putea să intervină și pe apă. Tot prin acest proiect, celor 5 scafandri le vor fi asigurate echipamentele și dotarea necesară atunci când sunt solicitați în misiuni de căutare. În afară de această barcă, ISU Giurgiu a mai primit o motopompă de 17.000 de litri pe minut de mare capacitate, un motogenerator industrial, sirene de alarmare, avertizare pentru toate localitățile riverane Dunării, sistem informatic și un centru de comandă mobil. Colonelul Emil Apostol a ținut să precizeze că noua achiziție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență nu ține cont de teritorialitate. În principiu, toate aceste dotări se vor folosi în regiunea Giurgiu-Ruse, iar în situația în care va fi nevoie, la solicitarea organelor centrale sau când este vorba despre viața oamenilor, fără discuție se va interveni, fără să țină cont de granițe ori limite administrativ-teritoriale.